părinți și invitați. Astăzi trăim cu toții un eveniment remarcabil. Participarea la începutul unui nou pas către profesiune, pentru viață, pentru tot ceea ce înseamnă viitorul. Ne referim la cei mai tineri, studenți ai noștri, așa numiți boboci, dar iată că bobocii de la Mediaș, așa cum spunea și domnul deputat, au o experiență care cu siguranță le va fi de folos în a parcurge obstacolele specifice învățământului universitar. Dincolo de boboci, există și studențe care au trecut în anul 2, studențe care au trecut în anul 3. Comunitatea academică, putem să spunem, nu microcomunitatea, îi spunem comunitatea academică de la Mediaș, s-a îmbogățit. Pentru că astăzi numără 143 de studenți, iar din rândul acestora, aproximativ 40 sunt în anul 1. Știm foarte bine că oricare loc trăiește prin oamenii săi. Iată că, datorită eforturilor depuse de oamenii de suflet, care, desigur, știți foarte bine la care ne referim, în primul rând, domnul Popeanu, acum domnul Pas, au reușit să sădească în rândul locuitorilor acestei urbe dorința de a-și perfecționa pregătirea, dorința de a avea acces la competențele date de învățământul universitar. Noi, conducerea academică a Universității Lucian Blaga, le mulțumim pentru efortul care l-au depus și mai ales, iată, rezultatele sunt cele care le-am spus și se află în fața noastră. Sunteți dumneavoastră studenții de anul 1, studenții de anul 2 și studenții din anul 3. Desigur, știm foarte bine că frământările de fiecare zi nasc nenumărate întrebări. Frământările dumneavoastră ale studenților cu siguranță se îndreaptă către ceea ce ne așteaptă și în acest nou an universitar 2013-2014. Noi vă garantăm cu siguranță un singur lucru, că indiferent ceea ce se va întâmpla și în noul an universitar, lucrurile care se vor desfășura, activitățile care sunt organizate, nu vor fi finalizate decât printr-un nivel al creșterii competenței dumneavoastră profesionale și așa cum spunea foarte bine domnul Popeanu, și al unei alte dimensiuni atât de importante, nouă ca oameni, a dimensiunii morale, a laturii civice a pregătirii noastre. Pentru că universitatea nu construiește numai personalități foarte bune într-un domeniu profesional și acest lucru dorim să se întâmple cu adevărat, dar și oameni de calitate să poată să răspundă solicitărilor locului de muncă, solicitărilor familiei, vieții, comunității din care fac sau vă face parte.